A ta e te, pentru că n-ai ce să zici de mine, exact cum am zis. E normal, e normal. E dis, e dis. Ăla care dă primul normal trebuie să piardă. Nu știu în cazul nostru, dar hai să vedem versurile. Hai, explică versul Conacu, da. Bă, îmi place cum începe, hai că vorbim acum exact pe zi, l-am ascultat odată ca să vedem despre ce e vorba. Bă, începe cu pictograma asta să mă bată tata dacă e vreo diferență între tine și The Trader, coaie. Nu știu cine vă face astea, dar și-a bătut joc de tine și te-a umflat pe tine ca pe gâscan. Chiar dacă o să vorbim acolo despre, cum îi zice, pană țecaru, că ai început să îmbătrânești și începi să iei tu țepe, nu mai dai tu țepe. Vezi imediat. The Trader, da? Hai să-l vedem un pic pe The Trader, tăticu. Exact cum vă ziceam, nici cea mai mică diferență. Nici cea mai mică diferență, ăla care vă face astea vă umflă ca pe gâscani. E bine, dacă ai dat și bani pentru ea, să-mi zici și mie să știu să mă ofrez de el. Da, nicio diferență, am impresia că e The Trader în clip aici, dacă nu, dați-vă subscribe la The Trader aceea, da? Hai, deci, o animație, avem o animație, începe cu, bineînțeles, The Watcher, Nelly The Watcher. Nelly care a fost cu studioul și cu versurile și The Watcher cu videoclipul și cu editatul. Ok? Și avem pictograma asta cu stresul care umflă gâscan. E semnătura lui tată. Mit, mersi mult Mihai Mit. E semnătura lui, hai. Ok, Milsuși Production. Asta cred că e cumva făcut după Duma lui Daniel Cos cu Găoază Production. Milsuși Production prezintă. Ok. Bă, filmat cu drona, da. Trebuie să vă zic din dinainte o singură chestie. Deci, mie mi-a zis și Watcher și cu Nelly, mi-au zis, bă, bro, ai dat primul, e bun al tău, dar lui e mai bun. Mi-au zis că și clipul e mai bun și versurile s-ar putea să fie mai bune. Mă rog, și clipul e mai bun, așa mi s-a zis. Deci e filmat cu drona, I like it. Și avem pe domnul Milsugio, cred că el e, Pokemonul. Mă rog, n-a lăsat cadrul să-l prindești noi. Ia, nene! Breaking news, Milsuși TV, live frumos cu dase de hacker pe spate, pe acolo, un green screen frumos. Ești exact ce te caracterizează pe tine, tată, bătrân din cap până picioare. Să vede, oricum ar trebui să pună ăștia o limită la YouTube. Băi. It's a me. Ăsta nu e rap românesc, e rap calculatoresc. Ăsta nu e rap românesc, nu e rap calculatoresc. Băi, stresule, măcați ești curul tău. Pace acolo la oamenii mei, la Nelly, la Big Pixel care a făcut beat-ul la blană pentru mine. Pace la Watcher acolo, n-am nicio treabă cu voi, comentez direct ăsta. Dar nu pot să-mi începi un dis cu Beyoncé, coaie. Dacă nu sunt prea prost. Calculatoresc nu era. Ăsta nu era. Bă, coaie, dacă nu sunt prost, cum sunt de obicei, asta e Beyoncé cu Run the World. Dacă nu sunt eu prost. Dacă nu sunt eu prost. Beyoncé cu Run the World. Ok, I like it. Ok, hai stresule, hai. Hai cu dumele alea blană bombă. Hai că știu ce vrei să zici, trebuie să zici tare. Hai. Milsugio TV, Mafia. Ăsta nu e rap românesc, e rap calculatoresc. Ăsta e rap calculatoresc, nu e rap românesc. Pula seara la toată lumea. Duma lui cu Pula seara, cu Milsugio, bună. Toată lumea știe Duma cu Milsugio. Pula seara, mersi mult de membru, bine ai venit Mihai Mit, sau cine a venit acum? Tătarul în R1, hai! Now. Numele meu e stresul, îi sperie pe restul, mă manifest la fel cum mă numesc și sunt the bestul. Numele meu e stresul și sperie pe restul, mă manifest... Numele meu e stresul, îi sperie pe restul, mă manifest... Numele meu e stresul, îi sperie pe restul, mă manifest la fel cum mă numesc și sunt the bestul. Mă manifest la fel cum mă numesc și sunt the bestul. Ok, bună, Duma. M-am gândit să te spar la procesor pe beat. M-am gândit să te spar la procesor pe beat. Îmi și imaginez cum a început el cu Nelly acolo. Băi,
s-a dus stresul la... Bine, că eu știu un inside, dar nu îl dau acușa, că nu-i dă bine. S-a dus frumos stresul meu și a zis, băi, vreau să-i dau un dislocon acum. Bun. Ce vrei să scriu, băi, zice Nelly lui Stăpâne. Păi stăpânul zice, păi fii atent că mi-am luat un 3080 acum, bă, și am și niște culere cu un Ryzen, un AMD și cred că pot să dă bag și un overclock. Că... Bă, dă dis, mă. A, păi n-am nicio idee, hai să aberăm. A, aberăm? Da, zi aberații. S-a scris. Să-ți dau temperatură mai ceva decât COVID. Am intrat, faceți loc, au venit bărbații. Am intrat, faceți loc, au venit bărbații. Bună dumă asta, pentru că comunitatea lui se numește bărbații. Să facem beef și au sărit înfometații. Faceți loc, au venit bărbații. Ai vrut să facem beef și au sărit înfometații. Ai vrut să facem beef și a sărit înfometații. Cine sunt înfometații? Who is înfometații? Cu infometații, pentru că știu că oamenii mei nu s-au dus niciunul la tine să te rupă, că ai avut cușca. Cine sunt fometații? Cu infometații? Du-ți la aparate după ce ai primit donații, stai, nu trebuia să știe abonați. Bun, cine știe live-urile mele când am zis, mamă, trigger direct. Cine, a zis, cine știe live-urile mele când i-am zis exact ce o să abereze? Duma, cu băgat un sticle în gură și a folosit-o invers frumos și mi-a plăcut, o să vedeți mai târziu acolo cu sticle în gură. Și Duma cu aparatele. Hai să vă explic. Explice fratele vostru Duma cu aparatele ca să vedeți de ce am eu trigger pe Duma asta și să știți voi de unde știți stresul de aparate. No joke. În noiembrie am scos, octombrie cred că am scos eu am scos eu videoclipul ăla cu PGD de dependența mea de jocuri de noroc de când m-am lăsat de ele. Și dacă țin minte, iunie, iulie, august, pe acolo. Deci anul trecut, cred că sunt vreo 8 luni, 9 luni. De unde știe stresul că eu mă jucam la aparate? Ca să înțelegeți voi de unde știe stresul că eu mă jucam la aparate. M-am dus la Delfinului, e un Manhattan acolo. Aveam 30-40 de milioane pe mine. Cine știe Delfinului Manhattan unde era, cred că e și acum Socului. S-a dus fratele vostru acolo, s-a băgat la Burning Hot pe 5 lei, 10 lei mâna. M-am jucat vreo 3-4-5 ore cam așa. Am scos 10 milioane în plus, aveam eu banii mei. Deci cred că m-am dus cu 40 și aveam 50. Eu acum când am plecat băia finul, ce fac? Îi dau 1 milion la fata care îmi scotea banii din aparat și băia și mai finuț îi dau 1 milion și l-o băiatul de la BGS care stătea lângă mine, de țipa acolo. Oh, uite, n-am dat dacă mai punea un strugure, un șeptar. Eu, băia finez. După 2 zile mă sună stresul. Da, stresul. Ce faci, domne, te bagi, joci la aparate banii din donații? Deci, ce mă, prostule, zic, de unde până unde banii din donații? Zic, banii mei. Zic, dar de unde dumă asta? Păi, bă, prostule, dar vezi că i-ai dat șpagă lui frate-mi 1 milion. Eram. Amina, gudum. Zi, bă, băiatule, care erau șansele ca băiatul de la BGS care stătea în spatele eu când mă jucam eu? Era frasul lui Stresul și el m-a întrebat, bă, tu faci YouTube? Da. A, păi te știu, că și frate nu face YouTube, dar nu mi-a zis atunci. Și de atunci a aflat el duma asta cu aparatele. Hai. Și apoi ți-ai luat mașină. Suferai la noi când suferai acum de rimă. Bun, și apoi ți-ai luat mașină, suferai la noi cum suferi și acum de rimă. Duma cu mașina, eu într-adevăr mi-am luat mașină din YouTube. Am avut 2 luni sau 3 luni un gol de 4.000 de euro sau 4.500 de euro. L-am avut mare prima oară. Ce am vrut eu să-mi iau? Ce am vrut eu? Sorin știe. Am vrut să-mi iau, cred că am vrut să-mi iau un Audi la 7.200 de euro. Un Audi B4, B8, A4, B8, ceva de gen. Și după aia m-am rezgândit și am vrut să-mi iau o Skoda. Și am avut un gol de numai puțin 2 sau 3 luni, cam așa. Când am făcut și singura perioadă de raiduri eu pe bani. Îmi am zis atunci, bă, vreau să-mi iau mai repede mașină și atunci facem raiduri. Singura perioadă în care am făcut raiduri. Oamenii ăștia bechi știu. Și atunci, el mă tot înțepa pe mine pe toate live-urile și mai sunt câțiva youtuberi care făceau. Eu nu vreau să-mi pun gol de mașină pe live, eu dacă vreau îmi iau din banii mei, nu știu ce. Eu am făcut asta că am simțit, am vrut să le zic cu oamenii, bă frate, toți banii pe care îi strâng în 2-3 luni, 6 cât o fi, îmi iau mașină. Și eu mi-am luat mașină, dar niciodată nu m-am dus la el să-i zic că mi-am luat mașină. Și apoi ți-ai luat mașină, suferi la noi când suferi acum de rimă. Super de rimă. Marian Bărzulea, mersimul de membru, Costi Oancea, bine ai venit, bradere Andrei, Andrei, bine ai venit, Alin, Banana Hot, mersimul de 5 goguți acolo în super chat. Și Kebab Power, Kebab Remover, mersimul de urăi, auraș, pulă de aur. Pula aur, te salută. Ai uitat unde? Hai!
Te cred că lui Luca îi place mai mult disul lui Mumia. De ce? Bă, da, frate, fiecare... E vorba de... Bă, dacă îți place ție, e ok să-ți placă. Aia e faza, că nu încerc să-mi spăl oamenii pe cap. Tocmai de-aia sunt chill pe unele părți. Adică care e mai bun, care nu e mai bun. Mie mi-a plăcut disul. I-am dat like. Hai! Hai! Fără acum de rimă. Crede-mă, nu ne comparăm în jur. Tu ăla de zboi, sticle în gură și prin cur. Ce pot să zic, Dum? Ce pot să zic? Ce pot să zic? Bă, e bună. E shut down. Asta e bună. Crede-mă, nu ne comparăm în jur. Tu ăla de zboi, sticle în gură și prin cur. Bă, stresuri, Doamne, ajută, mâncați și curul tău să n-ajungi să-ți bagi burgeri pe cur sau și pe gură. Asta le mai scot. Ei! Bă, și m-am gândit așa, coaie, dacă ăsta tot nu fute până la 40 de ani. Bă, dacă îmi fac un calculator cu 3080, să merită să-i fac o muie, mă? Cui omul e? Cu calculator cu 3080 și 10 ce-o ieși, vreo 64 de gigara, mi-i fac omul e la om. Hanuracul am din Bereșca, bro. Bun, bă, e duma bună, nu am ce să zic. Asta e duma, e perfect. Tu ăla de zboi, sticle în gură și prin cur. De-o să o mai aud o dată. Crede-mă, nu ne comparăm în jur. Tu ăla de zboi, sticle în gură și prin cur. Bun. E jenant, mă fac să râd, e totul clar. YouTuberii râd de tine, fiindcă ești un om eclar. Te vopsești. YouTuberul râde de tine că ești un om. S-a luat fix de zona pe care o ziceam eu acolo. Vedeți, mă, ce înseamnă să fii sincer pe live-uri și la final de live să stai mereu să vorbești, să fii transparent cu comunitatea și să-i spui exact ce te deranjează și care sunt fricile tale și complexele tale. Uite, s-a luat de chestia asta când am zis-o eu, o ziceam într-una. Cu aia sunt un pic complexat pentru că mi-e place să am prieteni printre toți YouTuberii, îi consider colegi de breazlă. Mi-a dat-o bine? Mi-a dat-o! Mă fac să râd, e totul clar. YouTuberii râd de tine fiindcă ești un omeglar. Te vopsești mereu. Un omeg. Fiindcă ești un omeglar, te vopsești mereu. Omeglar, te vopsești mereu. Omeglar? N-am înțeles duma. Ok, YouTuberii râd de tine că ești un omeglar. Un cap pe netești caricatură. Te vopsești mereu, un cap pe netești caricatură. Cap pe netești caricatură. Te faci curcubeu, dar zici că ești curcupulă. Bună! Bună! N-ai? N-ai ce să-i zici, e bună, tată, e bună. Te faci curcubeu, dar zici că ești curcupulă. El e conacu și-a încălțat pantofi. Nu a rezistat dacă n-a rezistat fonfi. El este conacu. Nu a rezistat. Încălțat pantofi. Nu a El este conacu și-a încălțat pantofi. Mamă, mie că s-a supărat Nelly pe mine că... Olim până la capăt. Pentru dracu și zeamă, te pup pe NGM, risimul de 1,44 €. Cred că s-a cam săturat de tine pe referent. Pantofi, nu a rezistat dacă n-a rezistat fonfi. Ok. Bă, măcar mi l-ai recunoscut pe fonfi. E ok, e ok. Deci nu a rezistat nicio dacă nu era fonfi. Stai și vorbești cu noi de sfârcuri și de limbă. Vin. Stai și vorbești cu noi de sfârcuri și de limbă. Vin cu Ion Bețivu, te las fără oglindă. Stai și vorbești cu noi. Ion Bețivu, te dacă n-a rezistat fonfi. Stai și vorbești cu noi de sfârcuri și de limbă. Stai și vorbești cu noi de sfârcuri și de limbă. Vin cu Ion Bețivu și te las fără oglindă. Păi da, mă, stresele, dar asta nu scoate, gen, nu poate să șteargă faza aia de pe internet când tu și cu Ion Bețivu îi las fără în gură. Gen, rămâne acolo. I get it. Bună. Te pup, Imogen, chat acolo. Oglindă. Bum. Hai. Vin cu Ion Bețivu, te las fără oglindă. Bum. Bum. Ai. Talma pe fofii. Ți-a tăiat oglinda, bă, prostule, nu mai ești mecher, fute-te așa în gură. Unde erai, mă? Un cont în varză, nu e greu să faci refren. Stai, că scăpam refrenul. În varză, nu e greu să faci refren. Ai un cont în varză, nu e greu să faci refren. Ai butonul de pă... Te-a plătit să apare în clip, vorbim după. Varză, nu e greu să faci refren. Ai butonul de pă, n-astăzi zici că-i ceasul lui Benten. Nu e greu să faci refren, ai butonul de până, zici că e ceasul lui Benten. Bună duma, nu mă rupe, dar e bună duma. Să te fac a fost prea simplu, ce rebel rămân bocan cu... Rebel rămân
Tu ești un aur, nu crocodil. Are un băi, are omul tocuri în față, lasă-l în pace, hai. Cam cu toată lumea strigă în cor de acum. Stai așa, de la refren. Că te fac a fost prea simplu, ce rebel rămân bocan cu toată. Ce rebel rămân, ce rebel rămân bocan cu, trebuie să fiu atent la versul de acum. Prea simplu, ce rebel rămân bocan cu toată lumea strigă în cor de acum. Mereu cu e molacu. Cu e molacu. Ai oameni pe live, bă, stai așa mai boss. Ai uitat când te ajutai de Daniel Cos? Îl chemai să cânte, să facă views pe loc. Da, băi, ai uitat de el și nu l-a ajuns deloc. Asta a durut. Boss, ai uitat când te ajutai de Daniel Cos? Îl chemai să cânte, să facă views pe loc. Da, băi, ai uitat de el și nu l-a ajuns deloc. Asta a durut. Daniel Cos, cred că sper să mă ierzi, bro. Sper să mă ierzi din tot sufletul meu. Domnul fratele meu, îmi promis să mă revanșez, da subscribe la Daniel Cos, vă rog eu. Cu Bezori s-ai făcut încă un truc, like ardit ca să-ți faci abonații pe YouTube și ca să... Rectific. Și Noris și Daniel Cos. Încă un truc, like ardit ca să-ți faci abonații pe YouTube și ca... Ok, bun, trebuie să vorbim exact pe disul lui. Ai dreptate, frățior meu, stresul e, pare rău, am făcut și eu 2-3 mișmașuri, acum bine, fratele... Cosi, am mai băgat acolo că... Da, mă iartă și râde și el în chat acum și de-astea, nu puiule. Am fost așa cu Daniel Cos și suntem așa, doar că i-a decedat cineva din familie și n-am mai avut chef de YouTube. Go for it! Noris, ai făcut încă un truc, like ardit. Cu Bez Noris, ai făcut încă un truc, like ardit, ca să-ți faci abonații pe YouTube. Cu Bez Noris, m-a descoperit fratele Bez Noris într-o seară când făceam eu un mega, aveam 200-300 de oameni pe live. A dat fratele lui, cum îi place la orice YouTuber, a dat fratele lui un share, mi-au intrat pentru prima oară 1000 de oameni pe live, au ieșit toți. Apoi am făcut un Omegle duo, 2-3 live-uri și apoi am făcut un live pe Omegle pentru că el m-a rugat la el pe canal că era la mare. Și așa a fost și cu Daniel Cos și cu el, dar na, i-am ars și eu. Și ca să... Păi, dar dacă eu sunt un pui de țeacă... Ce părere am de el? Un truc, like ardit, ca să-ți faci abonații pe YouTube. Și ca să știți ce părere am de el. Conacu e încă nebătut, că așa a vrut Timogen. Omladon style, I like this one, I like this one. Asta e băgată. Asta e băgată 100% din vorba lui stresul. Asta e de la stresul direct, asta așa a zis stresul. Și ca să știți. Dar eu urmează să scot un serial cu Timogen. Bă muie, tu îmi faci manevră? Tu vrei să mă bați de fapt? Bă, muie, tu mă bați de fapt? Bă, ia stai așa, bă, muie, mai ești, bă, pe chat? Adică noi mâine ne ducem încolo ca să vedem locația și păi mâine filmăm, ce, ca să mă bați tu pe mine? De-aia vine și Andreas? De-aia ai zis să mergem cu mașina lui Andreas? Țineți-vă bine că vine... Conacu, Fat Nicușor, 7 Gaming, Distract Stresul și Imigen. Te-ai dus, fraier. Deci dacă mâine mă vedeți bătut sau poi mâine, să știți. Un truc, like ardit, ca să-ți faci abonații pe YouTube. Și ca să știți ce părere am de el. Conacu e încă nebătut, că așa a vrut Timogen. Că așa hotărât Timogen, mă. El, Conacu e încă nebătut. Ia stai. Abonați-vă pe YouTube. Și ca să știți ce părere am de el. Conacu e încă nebătut, că așa a vrut Timogen. Crede-mă, deja bate bucur de dis. Hai. Crede-mă, deja bate bucur de dis. Te vedem cât ești de slab și după morim de risc. Da, ok, slab. O să vezi că după ne spui de mâine. Mulțumesc că m-ai pus la story, stăpâne. Băi, asta-i duma ta, eu știu că îi mulțumesc că m-ai pus la story, stăpâne, stăpâne, e casă, când vreodată brataților. Dar când am folosit-o eu cu tine? De mâine, mulțumesc că m-ai pus la story, stăpâne. Am jucat Counter o viață întreagă. Degeaba se pare. Întreagă. Jucător profesionist, am cetura neagră. Eu am facultate, am masterat. Tu te-ai oprit la 12 clase fără bac. Corect. Ești de mine, vezi că ți-am dat mucu. Am ore de streaming când are tot YouTube-ul. Corect, și asta e corect. Corect, bine, ore de streaming degeaba. Calculatoare și sunt finuț la bani. Vorbim de ce te-am umflat ca pe gâscani. Confirm, tat. Confirm, tat. M-a umflat. Asta e adevărat. M-a umflat.
Confirm. Confirm. Tu ești Ryzen, eu sunt Intel. Exact ce ziceam, tu ești Ryzen, eu sunt Intel. Îți dai singur dis. Ți-am dat-o bine, ține-mă minte. Și acum mă duc ca ceva cu altă slugă. Pe căști când mă vezi, te sfătuiesc să iei la fugă. Și acum mă duc ca ceva cu altă slugă. Pe căști când mă vezi, te sfătuiesc să iei la fugă. Bă, bă, nu știu dacă Techie și genul de om să răspundă, dar se pare că a mai tras un foc de armă la final. Și acum mă duc ca ceva cu altă slugă. Altă slugă, deși eu sunt sluga lui. Când mă vezi, te sfătuiesc să iei la fugă. Bum. Bă, aici să blochează imaginea sau? Ce deformat e să mă, ce deformat e Supermanul ăsta. Dar cred că e Adelin Petrișor de pe TikTok. Yeah, yeah, ia uite, yeah. Fiți atenți aici, stai un pic. Vezi, te sfătuiesc să iei la fugă. Yeah, yeah, yeah. Îți spune bro, te pup, bani și la evolu, blană, te pup, Dan, mersi mult de euroi. Bă, dar nu i-aș fi dat găuri la asta, mă, stresule. Chiar nu i-aș fi dat găuri, sincer. Sincer cu aia, nu i-aș fi dat găuri. No joke. Bă, îmi place. Cadrul ăsta e blană, îmi place. Oricum, disul îmi place, frate. I-am dat like, a băgat fratele like. E bine. Mă așteptam să mă spargă. Mă așteptam să văd aici un stresul fat. E un bețivu, dar... Ioane? Te-ai lăsat fratele la Nanghie? Am văzut că mi-ai făcut reacția acolo, ți-ai bătut pula de disul meu. N-ai apărut în disul ăsta. Pare rău, l-ai lăsat pe fratele Butiseacă să stai oglinda acolo. Da, pentru cine, am văzut că mă întrebați mulți. Da, eu sunt aici la dis. Gen, eu am fost la filmările la dis. Mă rog, nu eu, Fonfi. Bă, îmi place, tată, îmi place, n-am ce să zic. E Caterinca și am vrut să fac din tot sufletul meu o chestie exact pentru toată comunitatea mea. Și anume să-mi dau părerea sinceră și mi-aș fi dorit din tot sufletul meu să fie mai bun cu aia. Dar cu orice aș zice eu acum, cred că se înțelege că e dis pentru mine, eu am dat unul. Dar eu zic să facem o chestie acum. No joke. Hai sunt! Compară-le, tată. Compară-le. Compară-le. Care-i treaba cu oglinda? Nu știu. I don't know, nu știu.